Cătălin, promovare dramatică în Liga a 3-a. Cum a fost meciul? Un meci foarte greu, cel puțin în prima repriză, în care ne-au chiar dominat ei un pic la început. După aceea am reușit să echilibrăm, chiar să înclinăm jocul în favoarea noastră. După pauză am fost clar peste ei. Numai Ghineon a făcut să nu marcăm golul victorii așa, să marcăm golul egalării așa târziu. Mai credeai în egalare minutul 90? Nu, sincer nu mai credeam, deși dominam și așa, era deja foarte târziu un meci. Nu mai credeam, sincer. Ai avut un duel cu Mediop și în timpul meciului și la penaltiuri. Ce s-a întâmplat? La un corner mi-a dat un cot în cap, în ureche, și de atunci i-am promis că nu o să mai dea gol la meciul de astăzi, și înainte de penaltiuri la fel i-am promis că nu o să-mi dea gol. Și după meci i-am strâns mâna, i-am mulțumit. Am văzut că l-ai pupat după ce ai parat penaltiul. L-am pupat și i-am zis că mă țin de promisiune de fiecare dată, cât pot. Ce urmează pentru tine? Liga 3-a? Rămâi la Galda? Asta nu o să știe, încă o să vedem. Pe ce primă veți juca? Nu știu. Pe ce primă ați jucat, de fapt? Nici asta nu știu.